Nu încerca pe nimeni să impresionezi cu ceea ce de fapt nu ești. Fii respectuos cu fiecare om care îți întâlnește în cale. Fii flexibil și adaptabil, pentru că socializarea implică interacționarea cu oameni, așa cum am mai spus, foarte diferiți și în situații diferite, cu reacții diferite. Bine ai venit la podcastul Tu Poți, cald, autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre dezvoltare personală, antreprenoriat, libertate și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta. Sunt astăzi aici, gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire și instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți creezi propria ta fericire și istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență. Dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculți și să te bucuri din plin de ceea ce urmează. Bună și bine te-am găsit în cadrul unui nou episod al podcastului Tu Poți. Așa cum ți-ai dat seama din intro, astăzi vom discuta despre ce este socializarea, de ce și cum putem deveni mai buni la ea. Socializarea este un fenomen care îl trăim zilnic. Fie că suntem acasă, la muncă, la birou, pe Instagram, pe Upwork sau TikTok, simțim această necesitate de a ne conecta cu diferiți oameni prin intermediul comunicării. Prin intermediul comunicării cu mai multe persoane ce fac parte dintr-un grup diferit de al nostru, poate sunt într-un domeniu diferit de al nostru și dacă noi reușim să comunicăm cu ei, respectiv reușim să ne integrăm și noi în grupul sau domeniul din care fac ei parte. Ok, am înțeles ce înseamnă socializarea, dar cum putem noi deveni buni la ea? Din păcate, nu este o rețetă universală atunci când vine vorba despre a socializa bine cu cei din jur, pentru că fiecare dintre noi este un om diferit, are dezvoltat un limbaj diferit, are necesități diferite în timp ce comunică, astfel nu putem să zicem că avem o rețetă fixă care va avea succes în fiecare caz când vei avea nevoia să socializezi. Dar eu, având o experiență de mai mult de 12 ani de lucru, pe piața internațională, respectiv cu oameni care vin din culturi, domenii diferite, care sunt extrem de diferiți ca vârstă, sex, poziție, job, care vorbesc o limbă diferită de a mea și credeți-mă, asta este un mare și important detaliu, care vin dintr-o țară cu o istorie diferită, cu o cultură diferită, care au o informație foarte diferită înscrisă în gene. În baza acestei experiențe am reușit să delimitez câteva puncte cheie care mă ajută pe mine să socializez bine și să-mi creez relații de colaborare, amiciție și de parteneriat cu oamenii atât de diferiți din întreaga lume. Pentru a deveni bun la socializare, există câteva lucruri pe care le poți face. În primul și în primul rând, învață să asculți cu atenție și să fii empatic. Chiar încearcă să te pui în locul omului cu care tu porți conversația. Încearcă să înțelegi punctul de vedere prin prisma felului lui propriu de a fi, prin prisma societății și a culturii din care el vine. Nu mai pune personalitatea ta pe primul loc, nu mai lua oamenii ca drept oglindă a ceea ce tu reprezinți. Percepe-i ca pe un lucru foarte curios, interesant, de descoperit. În momentul în care vei aduce empatia și această necesitate de a cunoaște omul din spatele persoanei cu care tu discuți, atunci socializarea va avea succes și într-adevăr vei simți că ai reușit să te conectezi foarte profund și într-un mod foarte interesant cu un om absolut diferit de tine și poate care îl vezi pentru prima dată. Al doilea punct pe care eu ți-l recomand să-l faci este să fii sincer și autentic. Nu încerca pe nimeni să impresionezi cu ceea ce de fapt nu ești. Oamenii cumpără de la oameni, așa că recomandarea mea ar fi să scoți în față omul care tu de fapt ești, în varianta lui pură, autentică. Atunci când noi venim cu autenticitatea noastră în față, în cazul unei socializări sau unei comunicări, energetic omul din fața noastră simte asta și fie se îndrăgostește de noi, așa, ipotetic vorbind,
și se conectează. Purtăm o discuție și înțelegem că, într-adevăr, avem despre ce discuta. Iar în cazul în care omul nu rezonează cu versiunea autentică a ta de a fi, pur și simplu înseamnă că nu este omul tău. Și pur și simplu ne luăm rămas bun și mergem fiecare mai departe pe drumul său. Punctul 3 pe care ți l-aș recomanda să faci este să comunici clar și eficient. Folosește chiar și limbajul tău non-verbal, vocea, pentru ca să pui accent pe lucrurile care cu adevărat contează pentru tine. Fii foarte atent la detalii, comunică ceea ce ai impresia că se înțelege de la sine, pentru că noi, oamenii, avem abilitatea de a înțelege unul și același cuvânt în sensuri total diferite. Vei fi uimit, chiar poți face asta ca un experiment. Întreabă prietenii tăi ce înseamnă un anumit cuvânt pentru ei și vei fi uimit că fiecare dintre ei are propria sa versiune, are propria sa definiție și că, într-un final, un cuvânt atât de simplu poate însemna cu totul altceva și un lucru total diferit prin prisma experienței de viață, a cunoștințelor care le are fiecare om în parte. De aceea recomandarea mea este să fii cât mai clar, cât mai succint și să oferi informația cât mai detaliat. Să oferi chiar și informația care tu consideri că se înțelege de la sine. Punctul 4 cu care vin astăzi este să fii deschis și să fii gata să încerci lucruri noi. Din experiența mea proprie de viață, cele mai faine experiențe de care am avut parte au fost, de fapt, ca niște provocări pe care eu le-am acceptat să le fac și să le încerc într-un cerc nou de cunoscuți sau poate la un eveniment, poate la o expoziție, și anume prin faptul că am acceptat să încerc să fac aceste lucruri noi, am întâlnit oameni care gândesc ca și mine, care sunt curajoși, care sunt gata să acționeze, care sunt gata să descopere această lume cu toate darurile ei. Și atunci când tu faci cunoștință cu un om prin prisma unui eveniment la care ați participat sau prin prisma aceleiași noi experiențe la care ați participat, conexiunea este una foarte puternică. Și ține minte, acolo unde mergi tu din dorință și creație, acolo au venit și alți oameni la fel din dorință și creație, și este posibil ca să rezonați la capitolul valori, credințe, scop, felul de a vedea viața și care o altă oportunitate mai faină ar putea exista să-ți faci noi prieteni și noi cunoștințe. Următorul punct ar fi despre, hai să zic așa, poate o necesitate de a noastră acută, și anume, fii amabil și respectuos cu absolut oricine. Nu contează cine este omul din fața ta și care credințe limitative a venit cu tine, poate din mediul sau cultura de unde vii. Pur și simplu, tratează-i pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat tu. Fii respectuos cu fiecare om care ți întâlnește în cale. Pentru că deseori în experiența mea, și tare mă bucur că am avut cumva asta în valoarea mea primordială, libertatea de a fi cine sunt eu cu oricine nu aș întâlni în calea mea. Și deseori oameni care mi s-au părut tare simpli la prima vedere erau de fapt director de companie sau director de comunitate, care ulterior, discutând cu ei, împrietenindu-ne, ajungând la anumite teme comune și nici măcar nu știam cine sunt ei și ce fac ei prin viață, am ajuns într-un final să devenim buni prieteni și anume acești oameni să-mi aducă contracte extraordinar de profitabile și bune în afacerea mea. În cazul în care aveți posibilitatea, ajutați pe toți cei pe care îi puteți ajuta, pentru că prin oferirea suportului și ajutorului vă puteți crea cele mai strânse conexiuni cu oameni absolut noi în viața voastră. Recomandarea 6 este despre faptul că ar fi bine să încerci să fii un bun ascultător. Pune întrebări și acordă atenție celorlalți atunci când vorbești cu ei. Pornește o discuție de la premisa că tu ești curios să-l cunoști pe cel care îți vorbește și nu de la premisa de a vorbi doar despre tine prin prisma a ceea ce îți povestește interlocutorul tău. Acest lucru arată că ești interesat și te poate ajuta să construiești relații autentice și puternice cu un om absolut nou din viața ta. De exemplu, când un om îți povestește ce film grozav a văzut aseară,
nu alege să vii cu un comentariu despre ce film grozav ai văzut tu aseară sau acum câteva zile. În loc să asculți un om prin prisma a cine ești tu și să cauți puncte similare în acțiuni și gândire, caută să-l cunoști cu adevărat pe el. De exemplu, în acest caz, întreabă-l: ce l-a impresionat în film? De ce i-a plăcut atât de mult filmul? Care este ideea impresionantă pentru el ce a luat-o din acest film? Și de ce îl recomandă cu atâta încredere oamenilor care abia i-a cunoscut? Recomandarea numărul 7 este despre flexibilitate. Fii flexibil și adaptabil, pentru că socializarea implică interacționarea cu oameni, așa cum am mai spus, foarte diferiți și în situații diferite, cu reacții diferite. Așa că fii dispus să te adaptezi la diferite situații, chiar și atunci când nu ai chef de ele. Recomandarea numărul 8 este despre a încerca să te distrezi atunci când socializezi. Uită de presiune, uită de ceea ce ai tu să vinzi. Cunoaște acest om care stă în fața ta ca pe un univers. Nu încerca să vorbești doar despre ceea ce faci sau doar despre omul care ești. Încearcă să pui atenția ta pe omul care vine în fața ta și care participă la această socializare. Pornește de la premiza că ești foarte relaxat, pur și simplu într-un mediu nou pentru tine, ai o imensă oportunitate de a cunoaște oameni noi, de a face lucruri noi, de a discuta despre teme noi și pur și simplu bucură-te de asta, primește plăcere de la asta. Pentru că atunci când noi facem ceva din plăcere, din iubire, din interes, dar anume un interes sănătos, adică curiozitate, nu un interes neapărat pe care îl urmărești, asta se simte. Și oamenii înțeleg că tu primești plăcere de la această discuție și energia, vrem noi, nu vrem, ea se transmite și atunci când un om simte energetic că tu chiar te distrezi și chiar primești plăcere de la această discuție, el se conectează cu tine și el la rândul lui caută puncte distractive, se deschide, zâmbește, râde, vă distrați împreună și în urmă, iată, a acestui tip de socializare prin prietenie, fun și distracție, se leagă parteneriate de lungă durată, parteneriate tare faine și care pot servi ca punct de creștere pentru tine și afacerea ta. Sper că acest episod a fost unul foarte util pentru tine. Te invit să lași în comentarii care din aceste sfaturi a fost ceva nou pentru tine, care din aceste sfaturi a deschis o nouă perspectivă asupra socializării și de asemenea nu uita să te abonezi la canalul meu pentru ca să fii la curent cu ultimele episoade ale podcastului și de asemenea și cu celelalte videouri pe care le fac aici pe YouTube. Și fiecare like din partea ta va fi ca un semn enorm de recunoștință și un semn care mă va face să înțeleg că ceea ce fac eu este util pentru oamenii care mă urmăresc și de asemenea va servi și ca un punct de inspirație ca să continui să fac ceea ce fac. Îți mulțumesc că te-ai conectat astăzi și te aștept data viitoare într-un nou episod. Sunt bucuroasă să petrec acest timp calitativ cu tine și te aștept cu mare drag și săptămâna viitoare pentru un nou episod. Te invit de asemenea pe site-ul elenaandronache.com pentru a beneficia de toate produsele educaționale create cu mult drag și lumină, în special pentru tine, sufletul care simte și știe că poate și vrea mai mult.